am reușit să strângem până la momentul ăsta pentru a putea depune candidaturi în diaspora. A trebuit să strângem 6100 de semnături de la românii care trăiesc în afara granițelor. Până la momentul acesta, cu ajutorul tuturor oamenilor care s-au implicat, suntem la 7300. Deci, grație acestor semnături, 7300, putem să depunem lista de candidați pentru diaspora.